Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Berbec, ar fi indicat să te ocupi de situația banilor și bunurilor altora. Este vorba despre achitarea taxelor, impozitelor sau datoriilor de orice fel. Dacă se pune problema unei moșteniri sau a unui partaj, lucrurile sunt pe drumul bun. Taur, relațiile parteneriale și proiectele în care ești implicat sau vrei să te implici îți solicită întreaga atenție. Sunt posibile discuții aprinse între colaboratori sau nereguli în desfășurarea acțiunilor comune cu aceștia. Gemeni, se întrezăresc multe treburi la serviciu. Paleta diversă de activități te poate duce cu gândul la câștiguri financiare mari, la o funcție importantă în sfera muncii sau măcar la aprecierea colegilor. Rac, preocupările principale sunt persoana iubită și, în funcție de caz, copiii. Sunt posibile neînțelegeri sau situații neplăcute, dar fii obiectiv și ține cont și de părerile celorlalți. Creativitatea este la cote înalte și bine ar fi să-ți canalizezi eforturile către un hobby. Leu, activitățile gospodărești și relațiile cu membrii familiei sunt cele indicate de astre pentru tine. Se pot face mai ușor curățeniile generale, reparațiile curente sau reamenajările interioare. Dacă se pune problema achiziționării sau vânzării unor bunuri patrimoniale, în această zi este bine să trasezi planuri în acest sens. Fecioară, vei fi nevoit să relaționezi cu multă lume, însă vei avea și multe drumuri de făcut pentru a rezolva diverse chestii. Poți afla vești interesante legate de cineva drag. Nu asculta chiar tot ce ți se spune. Balanță. A doua zi a săptămânii este potrivită cumpărăturilor și verificării bugetului de venituri și cheltuieli. S-ar putea să primești cadouri, recompense sau vești legate de îmbunătățirea condițiilor de muncă sau a remunerației aferente. Scorpion, o zi cu multă energie pentru tine. Beneficiezi de spor, astfel că poți duce la bun sfârșit tot ce îți propui. Însă tendința de a exagera este accentuată, fie că este vorba despre problemele tale personale, fie ale altora. Evită implicarea în treburile celorlalți. Săgetător, ai nevoie de multă discreție și retragere din forfota vieții. Energia vitală este scăzută, de aceea dozează-ți eforturile și ocupă-te doar de treburi ușoare. Relațiile colegiale par bune, dar este bine să ai în vedere că doar par. Nu se recomandă consultații, analize medicale și intervenții chirurgicale. Capricorn, subiectul principal al zilei pentru tine este legat de prieteni. Sunt posibile întâlniri și dialoguri interesante cu aceștia. S-ar putea să primești invitații la evenimente mondene sau la o întrunire agreabilă cu invitați de seamă. Vărsător, domeniul profesional și relațiile cu șefii sunt prioritare. Se conturează o nouă etapă la locul de muncă și mai ales în relațiile cu șefii și autoritățile. Observa atent ce se petrece și vorbește cât mai puțin. Pești, sunt momente bune pentru demersurile necesare unei călătorii peste granițele țării, fie în scopuri turistice, fie în scopuri profesionale. S-ar putea să primești vești de la cineva din străinătate. Chiar dacă unele informații sunt alarmante, nu pleca urechea la tot ce afli. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o săptămână minunată!